Amigos, welcome back! Poate vă așteptați ca în septembrie să apară videoclipuri despre toamnă, dar nu o să apară. Adică o să fie o lună în care fac videoclipuri în continuare normal, mai ales că va trebui să pregătesc niște videoclipuri în avans, pentru că eu în septembrie am o mică vacanță de vară, care implică plajă și atunci nu știu, nu pot să mă gândesc la toamnă fix de acum, deși vreau să decorez prin casă, adică mă gândesc cumva în direcția asta ce ține de casă, dar pentru că o să fiu plecată și așa, prefer să nu fac videoclipuri de toamnă de acum, vreau să închei niște portițe pe care am lăsat libere, niște mici serii pe care trebuia să le continui, așa că momentan ne întoarcem la o serie care v-a plăcut foarte, foarte mult și pentru care vă mulțumesc, pentru că mi-ați scris foarte mulți la acel videoclip, și anume cel despre țările pe care le-am vizitat literar și nu numai din Europa. Și am făcut data trecută un videoclip, o să las un link să vă duc acolo, în cazul în care nu l-ați văzut, cu acele țări. Și am zis eu că dacă vreți o să fac și partea a doua, care însemna cea de astăzi, în care să vorbesc despre un TBR cu țările care au mai rămas din Europa, pe care nu le-am vizitat literar și cam ce cărți aș putea găsi de la el. În momentul în care am consultat articolul meu și datele mele unde am luat eu informațiile legate de câte țări sunt în Europa, mi-o scria pe articol, scria 44. După aia însă, scriindu-le pe toate și adunând și comparând, mi-am dat seama că nu sunt 44, sunt mai multe, sunt 51 de țări. Doar că sunt calculate cumva, cred, și prin spatele mai mici sau sunt anumite țări care sunt și în astea, sunt considerate și în Europa, v-am mai zis și în videoclipul anterior. Deci în total sunt 55, nu 44, așa cum am crezut eu. Și data trecută au fost doar 19 pe care le-am vizitat literar. Din 51, eu cred încă din 44, mă gândeam, zic, aproape la jumate, sunt bine, dar din 51 deja este puțin. Așa că astăzi avem altele 32 de țări de explorat. 7 dintre aceste 32 de țări le-am vizitat și vă pot spune câte ceva și din cum mi s-a părut mie țara respectivă, dar da, avem 32 de țări. Mă gândeam înțeleg dacă să le fac în două bucăți, dar în același timp că despre cărțile astea nu știu nimic, nu pot să vă recomand ceva, adică nu, sunt cărți pe care le-am găsit și eu sau autori pe care le-am găsit, dar nu pot să vă spun despre ce este neapărat poveste, ci așa doar, nu știu, două cuvinte. Prin urmare, mă gândesc eu că ar trebui să dureze un pic mai puțin și să nu mă lungesc cu două videoclipuri. Sper să le pot integra pe toate astăzi într-un videoclip probabil un picuț mai lung, dar sper eu să merg așa mai pe repede înainte și să fie ok. Trezit din start că pentru 5 țări, 5 state, nu am găsit cărți. Nu că nu ar avea autori, că autorii ar fi de acolo, dar că nu sunt cărți traduse la noi în niciun caz, dar nu sunt nici măcar cărți traduse în engleză sau cărți pe care să le putem noi cumpăra de undeva. Și eu și voi, adică fără să le luăm, nu știu, online sau așa, ci pur și simplu cărți pe care să poți să le cumperi de undeva fizic. Și atunci nu l-am mai trecut, pentru că nu știam oricum de unde le-ați putea lua sau de unde le-aș putea eu lua. Și nu puteam să-mi pun pe TBR ceva ce și măcar nu știu de unde să îl iau. Așa că o să vă zic din start cele 5 la care nu avem cărți. Luxemburg, Muntenegru, San Marino, Vatican, că e și el considerat stat, chiar dacă este acolo micuțel și automat că nu avem cărți, și Liechtenstein. Nu știu nici am spus acest stat, îmi pare foarte rău. Dar, da, astea 5, la astea 5 nu avem țări, deci pe astea o să trecem. Restul sunt în ordine alfabetică și 8 dintre ele sunt în engleză, pentru că nu le-am găsit în română. Pentru restul am găsit în română și m-am bucurat foarte, foarte mult, dar 8 sunt cărți în engleză pentru că nu sunt aduse la noi din țările respective. Bun, și ca să ne mai lungim, prima țară din listă este Albania. Albania pe care între timp am vizitat-o de la videoclipul anterior până acum, am vizitat-o și am vizitat-o cu Palatul Viselor de la Ismail Kadare, carte care a fost la Book Club. Deci teoretic am avea cam 20 de țări vizitate literare, pentru că într-adevăr pentru Albania deja am bifat cu Ismail Kadare și este o carte. V-am zis și în videoclipul anterior despre rap-up, cum mi s-a părut, a fost și întâlnirea de la Book Club. Interesantă, diferită, intrigantă, a meritat. Eu zic că a meritat, cred că este o carte care te pune pe gânduri și mă gândesc poate că o să rămână cu noi un timp. O să vedem, timpul să decide cât o să rămână practic această carte cu noi, dar Albania cu Ismail Kadare am bifat-o deja.
Mai departe avem Andorra, care este un principat micuț și am găsit o carte în engleză. El, autorul, se numește Albert Salvador, tot uite în jos pentru că n-am cum să știu aceste denumiri și în cazul în care o să fie greu să pronunț autorul, o să fac oricum poze pentru fiecare ca să nu stric numele. Și cartea pe care am găsit-o eu și care mi s-a părut interesantă, deși nu are parte culturală din Andorra, ca să zic așa, se numește The Teacher of Cheops, the profesorul Cheops, Cheops referându-se la piramida, cea mai mare piramida, cea piramida lui Cheops din Ghinza, sau Marea Piramidă din Ghinza, mi se pare că se numește, și este o ficțiune istorică despre omul care a construit practic această cea mai mare piramidă și am văzut că este destul de lăudat acest autor și cartea asta în sine, așa că am trecut-o și eu pe listă, chiar dacă nu este ceva specific Andorrei și cumva nici nu vreau să mă focusez neapărat pe asta. Într-adevăr, dacă ar fi ceva specific țării respective, ar fi minunat. Dar dacă nu se găsește, măcar să cunosc un autor de acolo, să pot să-l urmăresc și poate în timp el o să scoate și alte cărți care să fie cu o poveste care se întâmplă în țara respectivă. La 3 avem Austria. Unde am fost? Am fost de vreo 5 ori, cred, mai ales pentru că acolo locuiește fratele meu și atunci automat că mă duc să-l vizitez și de fiecare dată când am mers, și l-am vizitat pe el, practic, așa că nu prea am vizitat foarte mult din Austria. Am văzut Viena, dar am văzut tot ce vede de obicei un turist când se duce în Viena, adică cumva mereu a fost o chestie și de familie și hai să stăm, să povestim, să ne plimbăm pur și simplu, să mâncăm undeva. Nu neapărat să stăm să vizităm intens foarte mult, cred că doar a doua oară am vizitat așa câteva muzee, am fost pe la Palatul Schönbrunn, ca să am cât de cât și un pic din experiență, am văzut Târgul de Crăciun iarna, pentru că am fost și iarna de două ori. Este cumva o țară și un oraș la care mă întorc și o să mă tot întorc de-a lungul timpului cu mare, mare drag, tocmai pentru că este și o parte din familia mea acolo. Am fost acolo pentru concerte, când e vreun artist care vine în afară, automat că mă duc acolo, cum a fost și Welshly Arms anul trecut și cum trebuia să fie și Taylor Swift anul acesta. Deci am văzut Viena, niște sătucuri de pe lângă Viena și un orășel micuț și cozy care se numește Baden, pe care l-am vizitat fix acum și sunt niște filmulețe de acolo într-un reading vlog, în ultimul reading. Cartea pe care am ales-o din Austria, nici măcar a trebuit să o aleg cumva, doar mi-am dat seama că autorul e de acolo și a fost suficient și mă refer la Viktor E. Frankl, pe care cu siguranță poate mulți dintre voi l-ați citit deja. Cartea pe care o aleg este Omul în căutarea sensului vieții. Este o carte foarte puternică, o carte foarte importantă pe care multe lume a citit-o și pe care o recomand. A citit-o și Andrei și mi-a zis despre ea și mi-a spus citește-o, 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 dar evident eu cu lista mea de cărți de citit n-a ajuns la mine. Viktor E. Frankl este un psihiatru ce a trăit și el în lagărul de la Auschwitz și în alte lagăre de concentrare și cumva își pune povestea lui și cum reușește să supraviețuiască și care este practic, nu știu, mindset-ul dacă e să mergem în direcția asta de acolo și cum supraviețuiești practic unui astfel de eveniment. Deci cu siguranță din Austria el o să fie alegerea mea. Următoarea țară este Azerbaijan. Mie îmi place foarte mult cum sună acest nume mereu la Eurovision când era și suna Azerbaijan. Mi se pare că și muzica lor sună foarte bine și tradiții și tot, adică foarte, foarte bun. Este o fostă națiune sovietică, iar autoarea pe care am găsit-o de aici se numește Ela Leia și cartea este în engleză, n-am găsit-o altfel, se numește The Orphan Sky. Și din ce am înțeles eu, sunt doi oameni, un el și o ea, pasionați de muzică, pasionați de artă, care cumva se întâlnesc și încearcă să creeze un locșor, un locaș în care să fie adunate fix aceste minți artistice, dacă vreți, aceste, nu știu, muzică, să fie cumva toate îmbinate. Dar este pe un fond, adică este o ficțiune istorică, este pe un fond de război, un fond în care oamenii n-ar trebui să fie împreună, nu știu mai multe detalii, dar cumva mi s-a părut foarte, din descriere, mi s-a părut foarte interesant toată partea asta de artă. Și de asemenea mi-a atras atenția faptul că se zice că este, sau mă rog, a fost asemănată cu Vânătorii de Smee, care este o carte ce mi-a plăcut foarte mult, prima care de la Book Lab, și atunci cumva când am văzut și această comparație am zis, măi, trebuie să fie o carte bună. Deci, The Orphan Sky de Ela Leia. Nu știu, sper să ajung la ea. Chiar mi s-a părut interesantă și dacă n-aș fi făcut acest top, nu m-aș fi gândit în niciun caz la această carte. Belarus, următoarea țară la care mergem, următoarea autoare pe care o știam deja, pe care mi-a recomandat-o fratele meu,
de mult timp și cumva știam de autoare, știam ideea, nu știam că e din Belarus, abia acum am descoperit când am făcut asta, lista asta, am descoperit că ea e din Belarus. Se numește Svetlana Alexievici, probabil că voi o știți. Și cartea pe care el mi-a recomandat-o, deși am văzut că are mai multe, ar fi Rugăciune pentru Cernobâl. Și am auzit că toate cărțile ei sunt foarte, foarte intense, foarte... Și de asemenea mai are și o carte care se numește Războiul nu are chip de femeie, pe care am văzut că cumva o făcuse după ce discutase cu o persoană sau nu știu cum, adică discutase cu cineva, o femeie care supraviețuise sau care a trecut prin război. Și apoi și-a dat seama că, stai un pic, că de fapt sunt foarte puține femei portretizate din război în ficțiune, în cărți, la care oamenii să ajungă și a început să le caute, să caute niște supraviețuitoare din Uniunea Sovietică, să le pună întrebări și a creat această carte, la fel foarte impunătoare, foarte puternică ca mesaj. Și această Svetlana Alexievici este chiar laureat al Premiului Nobel din, în 2015. Deci este clar o autoare la care vreau să ajung. Doar că, uitați, nu știam că era din Belarus și acum că știu, parcă sunt și mai interesată cumva să călătoresc literar către Belarus. La așa țară ajungem la Bosnia și Herțegovina. Avem un autor pe care l-am găsit, de fapt, în lista de Book Club, de recomandări la Book Club. Deci mi-aduc aminte că tot eu l-am găsit și l-am pus în lista respectivă, dar că acum m-am dat direct în lista aia să văd dacă avem ceva și văzusem autorul Ivo Andric, care am văzut că are mai multe cărți la noi traduse la editura Polirom, dacă nu mă înșel, doar că are o serie, se numește Trilogia Bosniană sau ceva în zona asta, se numește primul volum, se numește Eu un pod pe Drina și sunt 3 cărți în serie, toate sunt traduse la noi, deci se există, se găsesc la editura Polirom. Și podul, cumva din ce am înțeles eu, m-a dus cumva cu gândul la cartea asta, de la Palatul Viselor, cu podul de aici. Podul ăsta de pe Drina, cumva semnifică, sau mă rog, podul e ca un fel de lucru statornic care este martor la întâmplări cheie, la schimbări de peisaj, la schimbări de oameni, la schimbări de conducere. Și cumva podul este și un loc de întâlnire prin toate aceste evenimente care se întâmplă, care vin, care trec. Ca un fel de metaforă. Mi-a plăcut. Și automat este o ficțiune istorică în spate, așa că sunt foarte curioasă de ea și cine știe, poate o punem și pe lista de la Book Club să vă dăm să o votați, pentru că până acum nu am pus-o deloc la votare și poate că vi s-ar părea interesantă și vouă. Mai departe mergem la vecinii noștri în Bulgaria, de unde m-am mirat și eu când mi-am dat seama că n-am citit nicio carte, că de vizitat am vizitat-o de vreo 5 ori, cred. Cam ca Austria. Da, am vizitat-o destul de des, am vizitat-o și la ce ține de mare, ce ține de orășele, ce ține de parte de sătucuri sau parte de pădure. Chiar și luna trecută am fost în Veliko Trnovo și am făcut drumeție și am văzut peșteri și am văzut cascade și ne-am dus pe munți și a fost foarte, foarte frumos. Și Veliko Trnovo e un oraș pe care l-am mai văzut și anul trecut, care este micuț, cochet, îmi place, chiar îmi place foarte mult. Dar am fost și ce ține de plajă, de mare, de 2 ori și am fost și într-un orășel micuț, orășel vechi, care se numește Naser și care la fel este foarte frumos, chiar foarte, foarte frumos. Seamănă mult cu ce se întâmplă în, nu știu, Italia, Grecia, cumva în zona respectivă, așa o zonă foarte... foarte de vară, foarte cu acest spirit, cu floricele, cu culori, cu picturi pe stradă, cu artă, foarte frumos. Așa că Bulgaria am văzut-o și am căutat să văd care ar fi cam cel mai tradus și apreciat autor bulgar, că sigur erau traduse la noi, m-am gândit eu, și este. Se numește Gheorghe Gospodinov, așa se numește autorul, și el a scris o carte, mă rog, are mai multe din ce am văzut eu, sunt mai multe traduse la noi, există, așa că putem să ajungem la el, și fiind cel mai tradus și apreciat autor bulgar, mă gândesc că automat sunt traduse mai multe cărți de ale lui. Cartea pe care eu am ales-o să citesc se numește Fizica Tristeții, care mi s-a părut interesantă din punct de vedere al conceptului în sine, să zic așa. Avem arhive. Cumva toată cartea e focusată pe lucruri care reprezintă cumva trecutul. Arhive, colecții, capsule ale timpului, orice lucru care poate cumva
conține trecutul, dacă are sens ce zic. Și mi s-a părut, unul că n-am mai auzit despre ideea asta, așa. N-am mai auzit referința asta, ca să zic așa, cu bucățele de trecut pe care cumva să le păstrez undeva sau ele să fie punctul central al cărții. Acum nu știu cum este și pentru că e fizica tristeții, are cumva sens că poate te gândești la trecut cu tristețe și cum îl salvezi, practic, cum îți salvezi momentele fericite, ca după aia din viitor să te gândești la ele cu tristețe. Da, e, nu știu, sunt curioasă cum este, chiar sunt curioasă cum este această carte, sunt foarte, foarte interesată de ea. De la fizica tristeții mergem la o altă carte, undeva în zona asta. Mergem în Croația, în primul rând, unde n-am fost, dar am tot auzit și sper să ajung cândva. Iar cartea pe care am ales-o eu din Croația se numește Ministerul Durerii. Deci, fizica tristeții, Ministerul Durerii, pare așa că am făcut o etapă mai sus, am mai trecut o treaptă. Autorul se numește Dubravka Ugresic. Acum, nu știu, sper să fie corect cum am pronunțat. Și chiar mi se pare că se completează cumva aceste două cărți, poate chiar ar merge bine citite una după cealaltă. Pentru că romanul este cumva despre nostalgia apartenenței. Este o fată care părăsește cumva Zagrebul într-o, tot așa, într-un context din ăsta istoric, când Zagrebul este destul de tare afectat de război și încearcă să plece în altă parte să-și facă un loc în lume, să-și găsească bucățica ei unde să se simtă că aparține, practic. Și faptul că acest lucru nu se întâmplă și nu reușește și cum mereu tragi de rădăcinile tale de acasă, practic, ceva în zona asta, am zis că e carte și mi s-a părut foarte interesant subiectul. Cred că automat mi se pare că e un subiect mai ușor de găsit în literatură, dar cu ocazia asta aflăm puțin ce s-a întâmplat în Zagreb și istoria de acolo și chiar cred că o să fie o carte foarte, foarte frumoasă. Așa că avem din Croația Ministerul Durerii de Dubravka Ugresic. Mai departe mergem în Estonia, care anul ăsta la Eurovision a avut o melodie atât de bună pentru că încă o ascult și cel care a făcut melodia scoate și altele și le ascult pe toate și îmi place foarte mult să o căutați. Cred că o să vă placă. Și videoclipul este foarte aproape cultural de estonieni. Așa că, din păcate, pentru Estonia nu am găsit nimic tradus la noi. În română, nada. În engleză există ceva, în engleză care să fie cărți și la noi, iarăși există ceva, le puteți găsi. Autorul se numește Jean Cross. Și este un autor care a fost nominalizat la Premiul Nobel de mai multe ori. Deci m-am gândit, cineva sigur l-a văzut și l-a ridicat la aceste nominalizări, automat că e un autor pe care trebuie și noi să-l vedem, să îl cunoaștem, să vedem despre ce scrie. Și am găsit o trilogie. Trilogia se numește Between Three Plagues, adică cumva între trei ciume sau ceva în zona asta, dar nu e introdusă la noi, adică asta am tradus eu așa ca atare. Fiecare volum se numește, mă rog, are un titlu mai pompos, dar asta este denumirea întregii serii, ca să puteți voi căuta. Și am înțeles că este despre un personaj istoric care există din Estonia, din secolul 16, care se numește Baltazar Rusov. Și unul la mână mi-a plăcut foarte mult că avem o parte istorică, pentru că este istoria Estoniei, din ce am înțeles eu, de-a lungul la mai multor perioade, fix aceste Between Three Plagues, și avem parte, practic, de o bucată din Estonia, pentru că eu personal nu știu istoria acestei țări și nu știu ce a avut specific și nu cunoșteam nimic despre acest Baltazar Rusov și cred că asta ar fi un punct bun de pornire în înțelegerea populații de acolo, înțelegerea țării. Deci sunt super interesată și cred că o să fie o alegere foarte bună acest Jean Cross. Mai departe mergem în Elveția, unde nu am fost, am doresc foarte, foarte, foarte mult să merg. Mi se pare că acolo totul este atât de, nu știu, doar când mă gândesc acolo, mi se pare că simt un aer foarte curat, mi se pare că văd în fața mea munți foarte frumos, mi se pare că văd lacuri, mi se pare, vreau în Elveția. Și din Elveția, un autor pe care cu siguranță îl știți și cu siguranță poate l-ați și citit și despre care măcar ați auzit ceva și de la care am și eu o carte pe care am primit-o cadou și la care nu am ajuns încă, se numește Joel Dicker. Asta este un autor elvețian. Oare are pozică să vă arăt aici? N-are pozică, îmi pare rău. Și cartea pe care eu o am este Cazul Alaska Sanders. Așa arată cărticica amplă. Nu știu foarte mult despre ce este această carte, dar
Până la urmă, vine toamna. Pare a fi o carte bună în zona respectivă, pentru că avem un thriller, deci este un autor care are mai multe cărți traduse la noi din ce știu eu, sunt multe cărți de la semnate Joel Dicker care sunt traduse și automat din ce scrie pe spate așa puțin, avem o crimă. Avem un trup neînsuflețit care apare undeva și care trebuie rezolvat. Avem un caz care trebuie rezolvat. Sincer, n-am mai ieșit de mult timp în thriller. Chiar ar fi cazul să încep acum că vine toamna, să încep și eu un thriller, să încep și eu ceva așa foarte dinamic, foarte în zona asta, pentru că n-am mai citit deloc și o am pe asta cu cazul Alaska și mai am și altele câteva care ar merita citite acum toamna. Să mă întorc un picuț către romanele polițiste, nici de la Agatha Christie, n-am mai citit nimic. Da. Poate că toamna asta ne ocupăm de toate. Bun, asta pentru Elveția, mergem mai departe în Finlanda, unde aș vrea foarte mult să merg în Sătucul lui Moș Crăciun. Poate nu neapărat pentru mine, poate pentru copiii mei și să merg cu ei eventual cândva acolo, dar mi-ar plăcea foarte mult să ajung și să văd eu la laborare dacă s-ar putea, ar fi absolut minunat. Așa că Finlanda este propusă la Book Club, adică a fost propusă la începutul anului, mi se pare, și cartea propusă se numea Anul Iepurilor de Arto Pasilina. Și a fost cumva Anul Iepurilor și Vulpea Albastră din Islanda, așa s-a ales Islanda, parcă dacă nu mă înșel. Așa că nu știu cum era Anul Iepurilor, dar o rămânem acolo, o să mai punem dacă este. Înțeles că această carte ar fi un fel de fabulă a crizei mijlocii, ceva în zona asta. Probabil un picuț mai intens, pentru că cărțile nordice, cărțile de acolo sunt așa toate un picuț mai intense, dar mi-a recomandat cineva acum pe Instagram recent, tot pentru Finlanda, un autor care se numește Max Sik și care este un autor de cărți thriller, care am văzut că e destul de tradus la noi. Așa că în cazul în care vreți să citiți poate altceva în zona de thriller și să bifați cumva și țara Finlanda, ăsta ar fi un autor bun. A 12-a țară este Georgia. Și din Georgia n-am fost și nu știu dacă vreau sau nu vreau, dar am o amintire pentru că eu am fost la un festival de folclor în Grecia, la un moment dat. Și era un festival internațional și veneam mai multe țări automat să dansăm dansurile noastre tradiționale din țările noastre. Și mi-a plăcut foarte mult dansul din Georgia, foarte mult. Adică a fost și greu, și dinamic. Băieții au avut niște săbi cu care se jucau, se luptau dansând pe scenă. A fost o chestie foarte, foarte interesantă. Și după festival, automat că noi ne întâlneam cu oamenii ceilalți, schimbam două vorbe cu celelalte artiști care erau pe scenă. Adică nu era o chestie premiată, nu-mi dau seama. Oricum nu le-am câștigat. Dar nu cred că era o chestie premiată, cred că era pur și simplu o chestie de hai să aducem tradiția de peste tot aici la noi. Și mi-aduc aminte că am vorbit cu o fată din Georgia și am făcut o poză cu ea în costumele noastre naționale și mi-a plăcut foarte mult de ea și dansul în sine. Adică eu am rămas cu o amintire foarte, foarte plăcută și foarte puternică de la Georgia, de la acel dans popular pe care l-am văzut acolo. Așa că dacă sunteți curioși, puteți să căutați dansuri tradiționale din Georgia, o să fiți uimiți de ce găsiți acolo. Bun. Din păcate, Georgia nu e tradusă la noi, nu avem nicio carte tradusă în română. Sunt în engleză, nu foarte multe la care să avem și noi acces. Am găsit una care mi s-a părut mie interesantă și pe care aș vrea și eu să o citesc automat, că vă recomand lucruri care cumva și în mine traduc ceva și în mine înseamnă ceva ca să mă tenteze să le citesc, nu doar să bifez o țară, ci chiar să vreau să citesc cartea respectivă. Și este o carte despre misticism, despre realitate, despre mituri, despre ceva așa îmbinat cu totul și cu o parte de sexualitate. Acum, nu știu exact, dar mi s-a părut că are așa niște elemente, niște cuvinte așa aruncate, care cumva toate împreună într-o carte, mi se pare că nu le-am văzut. Le-am văzut separat, dar nu împreună. Și mă gândesc că poate e ceva interesant acolo. Cartea se numește Dagny or a Love Feast, de Zurab Karunze. Mi s-a părut că sună foarte, foarte intrigant și cred că merită. Apoi mergem în Grecia, unde am fost cu două ocazii, una cu acel ansamblu la acea competiție internațională de muzică și de dans folcloric
Și aia a fost practic prima mea ieșire din țară, în Grecia, la mare, că era într-o zonă, într-o stațiune din asta de mare. Și tot atunci am vizitat și insula Schiatos și mi-a plăcut foarte mult și practic aia a fost, da, a fost o vacanță bună. Și mai apoi, la câțiva ani, pe ce venisem deja aici la facultate, am fost în Atena cu o prietenă și a fost iarăși acolo o experiență foarte, foarte bună și cu mâncare foarte, foarte bună și mi-a plăcut. Deci Grecia am vizitat-o și mi-a plăcut de două ori și sper să mai merg să văd și alte locuri de acolo. Pentru Grecia poate că v-ați aștepta să vin cu un autor nou, cunoscut, contemporan sau ceva în zona asta. Cunoscut este, dar nu este nou. Eu din Grecia vreau foarte mult să citesc Iliada, Odiseea și Eneida de Homer. Și ăsta e un lucru pe care l-am trecut eu și în acea listă cu cărți pe care vreau să citesc înainte să mor. Aveam făcut eu un videoclip pe partea asta și cumva eu mi-aduc aminte că am citit când eram micuță Legendele Olimpului, dar nu le pot trece ca și cum am vizitat țara, pentru că știu că am citit, nu știu, câteva capitole care îmi plăcea, dar după aia nu mai venea chef să citesc. Adică n-am citit toată cartea cu Legendele Olimpului și nu pot să o trec aici. Mi-aduc aminte, am amintirea vizuală, știu unde eram, știu că am citit-o, știu că îmi plăcea pe aici, pe acolo, dar n-am citit tot. Și aș vrea cumva să citesc zona autentică. Vreau să citesc Iliada, Odiseea și Eneida sau măcar una dintre ele, dacă mă plictisesc cu toate trei, dar eu cred că mi-ar plăcea și aș vrea foarte mult să cunosc mai multe despre zeitățile de acolo. Următoarea țară este Kazakhstan. Kazakhstan, unde am găsit un autor care are o serie de 5 cărți. Nu sunt traduse, din păcate, nu e nimic, n-am găsit nimic tradus la noi, dar este o serie de 5 cărți în zona de fantasy. Și de când am citit The Hobbit și The Lord of the Rings, cumva am așa o chestie crescândă, o plăcere crescândă pentru fantasy și chiar vreau să încerc din ce în ce mai multe. Asta e o serie cu fantasy, cu vampiri, cu vârculași, cu nu știu, în zona asta. Dar mi se pare interesant să vedem cum e perspectiva unui om din Kazakhstan. Se numește Sergei Lukyamenko și seria se numește Nightwatch. Sau primul volum se numește Nightwatch, ceva în genul ăsta. Și sunt 5 cărți, toate în lumea asta de fantasy și mă gândeam că ar fi interesant să vezi. Că eu am citit din astea când eram în liceu, dar doar scrise de autori americani, cred. Și atunci ar fi interesant să văd cum un autor din Kazakhstan se gândește la vampir, dacă e ceva poate din cultura lor care apare, sau dacă sunt chestiile clasice, ce le știm de la vampir, deși fiecare film sau carte adaugă și alte lucruri și alte simbolistici. Unele poate zic că usturoiul nu le place, în alte cărți poate auzi că asta e de fapt un mit și că de fapt au altceva. Ar fi interesant, mă gândesc. Așa că în cazul în care sunteți fan fantasy și vreți să ajungeți la un autor din Kazakhstan, poate îl puteți încerca pe Sergei Lukyamenko cu seria lui Nightwatch. Kosovo. La Kosovo a fost un pic mai complicat, pentru că sunt puțini autori care chiar s-au născut acolo, sunt mai mulți autori care poate au cetățenie din Kosovo sau sunt de origine albaneză, cum este spre exemplu Ismail Kadare, care are cetățenie pentru țara Kosovo și ar putea să fie foarte bine inclus și aici. Și îl mai găsisem pe un autor, nu am găsit nimic tradus de la el în română, dar e o carte destul de cunoscută cumva, care l-a făcut pe acest autor să fie cunoscut internațional, sau mă rog, la un nivel mai mare în afară. Se numește Paitim Statovici, cred că se pronunță, și este născut acolo. De asta l-am ales pe el, că e născut efectiv în Kosovo, dar are părinții de origine albaneză care fugiseră, mi se pare, și se adăpostiseră în Kosovo, acolo s-a născut el, ulterior s-a mutat în Finlanda. Acum, nu știu, este din Kosovo, este albanez, este din Finlanda, dar să zicem că e bifat că este un om născut acolo, care a crescut o perioadă acolo și care poate are o idee despre țară. Și cartea lui e destul de interesantă, tot în zona de ficțiune istorică, dar mai puțin, mai mult o poveste de iubire. Se numește My Cat Yugoslavia, deci pisica mea Yugoslavia, dar este o poveste de iubire
probabil spusă un pic diferit, cu niște nuanțe despre istoria de acolo. Mi s-a părut interesantă și numele cărții mi se pare interesant și ideea în sine și poate că ar fi o lectură bună. Și așa cumva bifăm și Kosovo. Vedem. Și ajungem la Letonia. În Letonia n-avem carte în română. N-am găsit nicio carte în română. Eu sunt foarte deschisă. Dacă cumva găsiți voi, să-mi spuneți în comentarii dacă ați citit ceva de la autoare din Letonia și știți, și-mi spuneți în comentarii, eu aș aprecia foarte mult, pentru că eu mi-a luat ceva timp să stau, să le caut, să le găsesc, să le pun în ordine, să mă asigur că le putem găsi pe undeva prin România aceste cărți, că le puteți avea și voi la îndemână în cazul în care le vreți sau așa. Și poate unele mi-au scăpat, poate n-am găsit pentru toate, dar dacă găsiți voi, ne puteți spune în comentariu, toată lumea din comunitate care o să citească o să fie recunoscătoare pentru voi. Așadar, pentru Letonia avem o autoare care se numește Nora Ikstena. E o carte care mi s-a părut mie foarte interesantă, se numește Soviet Milk și am văzut că este tradusă în italiană, spre exemplu, traducerea fiind cumva lapte matern. Deci se referă automat la țara de origine, la rădăcini, la fel tot în zona asta un picuț. În momentul în care 4,28 ratingul pe Goodreads și m-am gândit că automat trebuie să fie și o carte bună. Și știu că această carte are acțiunea petrecută efectiv într-un sat din Letonia și atunci am zis la fel, că trebuie. Și e vorba despre o femeie care vrea să fie doctor și cumva regimul și regulile îi fură puțin câte puțin din identitate. În primul rând că nu are voie să fie doctor, apoi că nu are voie să fie, femeie, ușor-ușor după aia se fură copil sau ceva, deci nu mai are voie să nu fie mamă. Și cumva avem o femeie prinsă în acest regim, în acest Soviet Milk, lapte matern care înconjoară cumva toată țara și căreia îi se ia ușor câte ușor, câte puțin din identitatea ei, nemai știind practic la final cine este. Mi s-a părut foarte interesantă cartea, subiectul și având în vedere că are notă mare, cred că a fost destul de apreciată, așa că m-am gândit că e o alegere bună. Mai apoi avem Lituania. Lituania, de unde știam pe cine vreau să aleg, a fost și recomandată de voi, de foarte mulți dintre voi, știu și de la Irina de cartea asta și de autoare, pentru că ea a mai avut interviuri cu Ruta Sepetys, care s-a născut în America, într-adevăr, dar părinții ei sunt refugiați lituanieni. Deci, cumva așa este de origine din Lituania și erau și alte variante, cumva, dar mi se pare că ea e cea mai aproape și de noi, pentru că are mai multe cărți traduse, este destul de cunoscută și cumva am zis că mai bine să o trec pe ea aici. Toate sunt într-una de ficțiune istorică. Avem o carte care se numește Sfârșitul Șoaptelor, decembrie 1989, care este fix despre comunismul de la noi. Și Nicolae Ceaușescu și povestea respectivă din acel decembrie și sunt curioasă cum a tradus ea asta, dar am înțeles că mai toate cărțile ei sunt una de ficțiune istorică care iau practic ori o altă țară din zona asta balcanică sau cumva oricum rădăcinile ei din Lituania sunt foarte puternice și ce au trăit părinții ei și cumva asta a fost ca un fel de inspirație pentru ea, pentru cărțile pe care le-a scris, care așa cum am sunt traduse la noi, ea a venit, a dat interviuri, a avut interviuri pe aici prin România, așa că este o autoare la care putem foarte ușor să spunem că dacă o citim, bifăm Lituania din punctul meu de vedere. Am ajuns la 20, la Malta. Unde am fost? Am fost acum 2 ani, cred că am fost în Malta, într-un august. Foarte cald, foarte cald. Dar a fost foarte frumos și mie mi-a plăcut atât de mult acolo. A fost foarte mare umiditate, foarte mare, dar aveam o cazare foarte frumoasă și vedeam cum bat tunurile în fiecare dimineață la diferite ore și cum vezi o grămadă de vapoare trecând în deal și în vale pe apă pe acolo în față. Am văzut Valeta, ne-am dus și mai în afară, nu mai știu cum se numea, era o zonă cu o cetate foarte frumoasă. Am fost și pe o insulă, am fost cu vaporul, am fost cu barca de mare viteză, am fost pe o plajă, mi-a plăcut mult. Deci Malta chiar mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult.
și recomand țara per total, chiar a fost frumos. A fost prea cald, ar fi trebuit să alegem o altă lună, așa am nimerit atunci biletele, așa le-am luat, mă rog, dar o țară foarte, foarte plămițătoare, foarte, foarte bună. Iar pentru carte, cartea aleasă, am găsit o carte care este tradusă la noi, mă rog, care a fost tradusă la noi, deci mi se pare că o mai găsiți în anticariate din astea online, pentru că n-am găsit-o efectiv pe librării, dar a fost tradus. Autorul se numește Emmanuel Mifsud și are o carte care mi s-a părut mie interesantă, se numește Numele Tatălui și al Fiului și se referă, sau din ce am înțeles eu, este modul lui de a-și înțelege tatăl prin jurnalele, prin scrierile pe care le-a lăsat tatălui după moarte, practic, și acel fiul, că e numele tatălui și al fiului, fiul cumva încearcă să-l cunoască și să-l înțeleagă mai bine prin aceste scrieri. Dar acest autor, Emmanuel Mifsud, are și un volum de poezii care e dus la noi, deci îl puteți găsi, poate nu mai puteți găsi neapărat cartea asta, dar îl puteți găsi prin volumul de poezii și atunci cumva oricum ar fi reușit să pifați Malta. Moldova. Da, știu, n-am citit nimic din Republica Moldova, nu știu de ce, adică nu-mi dau seama, chiar nu mi-a picat nimic în mână sau trebuie să stau să mă uit toate cărțile pe care le-am citit de pe Goodreads și să văd dacă chiar vreun autor de acolo nu era de fapt de origine din Republica Moldova, nu din România și l-am trecut la literatură română, dar nu cred că m-am uitat așa orientativ, adică nu cred. În Moldova am fost de un revelion. Eu oricum sunt pe vechi și practic la ei era aproape Crăciunul sau nu știu cum, adică nu era revelionul, dar noi am fost de revelion, dar eu și cu o prietenă și a fost foarte frumos și am mâncat bine și ne-am distrat. Am găsit un club în care să mergem de revelion, noaptea de revelion, practic, și acolo veniseră foarte mulți turiști, adică erau și din America. A fost interesant. A fost o seară frumoasă și e o țară care mi-a plăcut, așa, era încă târgul de Crăciun activat, era frumos acolo, da, mi-a plăcut. Iar cartea pe care cu siguranță vreau să o bifez de aici, carte pe care adică am tot auzit-o, știam de ea, doar că la fel, cândva trebuie să ajungă și la mine, este cartea Vara în care mama a avut ochii verzi, de Tatiana Țăpuleac. Ea știu că are mai multe cărți, dar asta cumva știu că a fost peste tot la un moment dat. O vedeam pe Instagram foarte des, auzisem despre ea foarte mult. Tatiana Țăpuleac, prin cărțile pe care le-a făcut, a reușit să facă Moldova mai vizibilă un pic, a luat mai multe premii, a ajuns să fie mai cunoscută prin cărțile sale, acum locuiește la Paris, din ce am înțeles, dar în continuare este o autoare de origine de acolo, din Republica Moldova, vecină cu noi. Vara în care mama a avut ochii verzi este pe lista mea, este pe TBR de foarte mult timp, vreau să ajung la ea și o să ajung cândva. La Monaco avem o excepție, cumva să zic, a această carte, pentru că nu prea este efectiv de un autor care s-a născut în Monaco. Mai sunt și alte cărți, dar la fel, nu sunt traduse în română, nici asta nu e tradus în română, sau nu sunt traduse și nu sunt și la noi, astfel încât să putem să le luăm, adică nu sunt în engleză, dar la noi, cât să poți ajungi la ele. Dar cartea asta poartă numele de autor Anna Schilling. Doar că Anna Schilling nu este o persoană, ci de fapt un pseudonim al 4 oameni, bărbați, femei, nu știm exact, 4 oameni expați, care locuiesc în momentul de față în Monaco. Deci, practic, nu sunt născuți în Monaco, dar sunt în Monaco și au creat această autoare în Monaco, cumva. Și ce este mai frumos este că prin această carte, care se numește All in Monte Carlo, care e o carte după fapte reale, cumva se vorbește despre ce se întâmplă prin Monaco. Adică e o carte despre ce se întâmplă acolo, de la oameni care locuiesc acolo în momentul de față și care cumva fac un pic, sau nu știu cum, adaug o notă umoristică faptelor care se întâmplă. Acum mie mi s-a părut foarte interesant ideea în sine și mi s-a părut interesant că 4 oameni s-au unit, au făcut o autoare și au zis hai să vorbim despre ce se întâmplă aici. Nu știu, mi se pare foarte amuzant cumva că practic mergi într-o țară străină și vezi niște lucruri care poate la tine în țară nu se întâmplau sau nu știu. Și
Da, cred că ar fi interesant, așa că în Anna Schilling. Anna Schilling cu All in Monte Carlo. O să vedem. Mergem mai departe la Macedonia de Nord, unde avem o autoare care are la noi cărți traduse în română. Sincer, am fost surprinsă, pentru că dacă n-am găsit la alte țări, cumva mai, nu știu, Macedonia de Nord, chiar nu mă așteptam să găsesc o autoare tradusă la noi, dar este. Se numește Lidia Dimkovska, sper. Iar cartea pe care o recomand eu se numește O viață de rezervă, deși mi se pare că ea e tradusă cu mai multe cărți la noi. Și mi s-a părut interesantă cumva ideea că O viață de rezervă se referă la povestea a două surori siameze, alipite la cap, care cumva toată viața vor să se separe, dar în același timp separarea asta sau, nu știu cum să zic, aceste surori, cartea este cumva tot o ficțiune istorică și este o metaforă la comunism. Doar că nu-mi dau seama exact dacă se referă la faptul că vrei să te desparți de comunism, ca de sora ta siameze și practic nu poți să te desparci fără, nu știu, percursiune sau fără să nu tragi după tine și alte anumite lucruri. Oricum, cumva în zona asta este cartea și mi s-a părut la fel foarte interesant. N-am mai auzit, mi se pare și o metaforă foarte bună să începi cu povestea două surori siameze și de fapt să fie o metaforă la comunism. Mi s-a părut foarte, foarte inteligent făcut și sună bine. Nu îmi spuneți și voi dacă nu sună bine, chiar mi se pare că sună bine și cu cartea asta Lidia a pus cumva Macedonia de Nord mai sus, în ochii mei cel puțin. Olanda. În Olanda am fost în Amsterdam, de fapt, o singură zi, sau mă rog, aproape o zi întreagă, în trecere, că locuiam, de fapt, mă rog, călătorisem, de fapt, în Bruxelles și dacă am luat un autocar și ne-a dus până în Amsterdam și ne-am plimbat pe acolo într-o zi și a fost foarte drăguț. Am văzut un muzeu, un palat, palațel, cred, ne-am plimbat pe străduțele alea, a fost foarte frumos. Și are o arhitectură foarte frumoasă, că chiar mi-a rămas cumva în cap, că mi s-a părut că are într-adevăr multe de spus și aș vrea să mai vizitez cândva Amsterdam așa mai îndelungat. Cartea pe care am găsit-o eu și un autor destul de apreciat din Olanda apare, se numește Karel G. von Loon. Și acest Karel are o carte care se numește Fructul Pasiunii, care este la editura Humanitas și este cumva despre o familie, cu o dramă de familie, cu o dragoste, cu așa, oricum sună așa un picuț telenovelistic, Fructul Pasiunii, dar cu toate astea, așa cel puțin scria pe site-ul de la Humanitas, dacă nu mă înșel, că este un autor foarte apreciat și cunoscut, acest Karel G. von Loon din Olanda, prin urmare, în cazul, sincer, mă gândeam că o să găsesc mai mulți autori traduși la noi din Olanda și nu prea am găsit și nu dau seama dacă e, adică dacă n-am găsit eu, că n-am căutat bine sau dacă nu dau seama. Să-mi spuneți voi dacă ați găsit alți autori de la Olanda care să fie traduși la noi. Eu nu am reușit să găsesc altceva. Serbia. Am găsit un autor, se numește Danilo Kis. Are o carte, de fapt este un volum de povestiri, asta am găsit-o, dar e tradusă la noi, deci avem, din Serbia. Danilo Kis, care are această Enciclopedia Morților, se numește. Oricum, eu de când am auzit acest subiect, mi se pare interesant. Și el, din ce mi-aduc aminte, are mai multe cărți care au fost traduse la noi. Chiar și Enciclopedia Morților este o carte tradusă în trecut la noi, nu mai este pe stoc efectiv să o putem cumpăra, dar este în anticariatele online. Așa că o să încercăm acolo pentru prima dată, cine își dorește, evident, să o procure. Dar așa cum am zis, mai multe cărți le avea traduse la noi înainte de acest Danilo Kis, doar că asta mi s-a părut mie că sună mai... Plus că, fiind o colecție de povestiri, mi se pare că poți ajunge poate un pic mai ușor către autor și să îl cunoști un pic, să vezi cum scrie practic mai multe povești. E ca și cum avea cât un mini preview de la mai multe romane care merg în direcții diferite și practic așa îți poți de seama de cum scrie acest autor din Serbia. Ajungem la Slovenia, unde am găsit un autor care se numește Boris Pahor și are o carte care se numește Necropolis, pe care o găsim. Și este practic povestea unui prizonier și medic într-un lagăr nazist și este practic
povestea lui. Cumva ajunge să fie închis în mai multe lagări din astea și cum reușește probabil să trăiască sau să supraviețuiască. Cu siguranță meseria îl ajută pentru că și atunci era nevoie de medici, nu? Și de o parte și de alta, și atunci cu siguranță era un punct care îți aducea un beneficiu în cazul în care îl aveai. Deci sunt curioasă. Vedem. Asta ar fi pentru Slovenia, Necropolis. De la Slovenia trecem la Slovacia, unde la fel avem o carte care a fost tradusă înainte, care la fel trebuie căutată la Târgu de Vechituri, dar e un autor care a fost tradus cu mai multe cărți. Se numește Milos Urban. Poate ați auzit de el, nu știu. Și cartea pe care am ales-o eu de la el se numește Biciul Viu, care este o ficțiune istorică de acolo, din Slovacia. Acum, eu sunt foarte curioasă să văd aceste cărți, să dau de ele, să reușesc să le iau de pe la anticariate, pentru că mi se pare că în zona asta, balcanică, chiar sunt puțini autori despre care să știm, despre care, pe care să-i cunoaștem, cu cărți care să fie aduse în vedere. Și poate că acestea, care au fost la un moment dat traduse, poate chiar conțin o parte din țara respectivă și poate chiar dă peste niște comori de autor, dacă este, pe care nu i-am descoperit până acum, și poate că cu ocazia asta bifăm și o țară, dar descoperim și un autor foarte bun. Deci, Milos Urban din Slovacia. Ne apropiem de final, mai avem două țări, Ucraina, unde am fost la un moment dat o tentativă de a ajunge acolo și nu mai știu ce am făcut de n-am ajuns, dar am găsit un autor care se numește Andrei Curcov. Poate îl știți, că mi se pare că are mai multe cărți aduse la noi și mi se pare că e, cumva mi se pare că am mai auzit de el, de numele lui, de când l-am găsit acolo în listă, am zis, măi, mi se pare că știu ceva despre el. Cartea care mi-a atras mie atenția se numește Albinele Gri și această carte, Albinele Gri, este o ficțiune istorică, tot de prin zona aia, dintr-un sat, practic, de acolo, și vorbește despre niște oameni care vor să mute albinele, practic, de unde ar fi zona războiului sau în zona asta, să le mute undeva mai în munte, mai așa, în care să fie, cumva să le protejeze și pe ele, dar să poată și ei să colecteze mierea de la acele albine. De ce se numesc albine gri, nu știu, sigur, dar mi s-a părut foarte interesant. Mi s-a părut interesant să ai o poveste despre niște oameni care pun albinele pe primul loc și le mută dintr-un loc în altul. Și m-a dus foarte mult cu gândul și la Sofia Zegovia, la zborul albinelor, sau cum se numea? Da, la zborul albinelor. Și mă gândesc că poate e ceva în zona aia. Mi-a plăcut foarte mult zborul albinelor și mă gândesc că probabil ar fi ceva în zona respectivă și mi-a atras atenția. Acum sper să fie o carte bună. Și ultima pe care o mai aduc în discuție acum este Ungaria. În Ungaria am fost, adică în Budapest, am fost de două ori. Odată am fost cumva în trecere, jumătate de zi, așa. Și a doua oară am fost un picuț mai mult, anul trecut, da, în toamnă. Practic cam pe vremea asta, dacă nu mă înșel, sau poate era început de octombrie, dar nu, cred că pe vremea asta undeva eram în Budapest anul trecut. Și a fost foarte frumos. Este un oraș care mie îmi place, am mâncat bine, am vizitat și acel palatul Parlamentului, foarte frumos, foarte mare, foarte grandios. Chiar mi-a plăcut foarte, foarte mult acolo. Părea și o carte de acolo, doar că nu era o carte a unei autoare din Ungaria, era o altă carte clasică, normală. Însă avem o autoare din Ungaria care e tradusă la noi în română. Așa că mare, mare fericire pe noi. Se numește Magda Szabo. Mi se pare că era trecută deja și în lista de la Bucla, dacă nu mă înșel. Cartea se numește Ușa. Cumva ar fi despre povestea de viață a două femei care ajung să se împrietenească ușor, ușor și să afle foarte multe despre ele și apare și o tragedie în zona asta. Deci nu e neapărat ficțiune istorică, nu e neapărat în zona respectivă, dar avem o ficțiune bună din ce am auzit eu, este o carte recomandată, avem această Ușa de la Magda Szabo. Bun, și cam astea ar fi cele 32 de țări, împreună cu cele 5 unde n-am găsit cărți pe care le-am menționat la început, țări cu TBR pe care vreau să le vizitez literar, țări pe care unele dintre ele vreau să le vizitez și efectiv așa în scop turistic și sunt foarte, foarte curioasă în ce țări din astea ați ajuns voi, pe care le-ați bifat sau ce, unul la mână, în care ați ajuns și v-au plăcut și pe care le recomandați așa pentru mine ca să mai călătoresc.
Doi, la mână, dacă aș citi vreo carte dintr-o țară din asta, sau poate unde n-am găsit eu în român, dacă ați găsit voi ceva, sau dacă știți de vreun autor, chiar dacă e în engleză, poate îl găsim, poate îl luăm pe Kindle, poate, nu știu, spuneți. Am încercat cumva să găsesc niște cărți pe care să poată să fie luate și fizic, efectiv. Acum, evident că dacă o să căutați și voi, dacă vreți să căutați autor din, nu știu unde am găsit, San Marino, spre exemplu, poate o să găsiți online vreo traducere în engleză dacă găsiți, adică v-aș ura succes. Dar spuneți-ne în comentarii, spuneți-ne peste ce cărți ați dat, peste ce autori, sau poate din lista asta dacă ați citit vreuna dintre cărțile pe care eu le-am recomandat și pe care mi le-am trecut pentru mine personal pe TBR până la urmă, în cazul în care le-aș citi deja și poate nu au fost bune sau poate chiar au fost și aș merita să mă duc să-mi iau repede cartea să o citesc, să-mi spuneți în comentarii. Eu o să încerc să las link-uri pentru toate cărțile astea pe care le-am găsit eu, fie că sunt în engleză, fie că sunt română, fie că sunt la anticariate, astfel încât dacă vreți să le găsiți, să aveți de unde să le luați. Da, și cam așa se închide cumva această serie de turul Europei la pas și literar, dacă e să luăm așa, cu cărțile deja citite și cu cărțile din TBR pe care vreau să ajung să le citesc la un moment, astfel încât să putem să pifăm rapid fiecare țară. Să-mi spuneți dacă vreți să fac și cu turul Asiei, turul Africii, turul Americii. Să-mi spuneți, pentru că am citit și din zona respectivă. Cred că din Asia am citit destul de mult chiar, de prin America de Sud, deci aș putea să fac acest videoclip și pentru celelalte continente, doar să-mi spuneți că e de interes și că vă place și că v-ați dori asta. Bun, cam asta e, ne vedem în comentarii, iar până marți viitoare, lecturi mirifice și un început de toamnă fantastic!